Este vorba de subprogramul de servicii conexe acordate persoanelor cu tulburări de spectru autist. A fost un proces legislativ destul de lung în care au fost implicate atât autoritățile cât și o serie de dialoguri extrem de fructuoase cu asociațiile pacienților cu acest tip de diagnostic, cu părinților, drept pentru care considerăm că legislația în vigoare va acoperi un segment de servicii extrem de necesare persoanelor cu tulburări de spectru autist. Vorbim aici despre o serie de ședințe care vor facilita accesul părinților și nu numai ale părinților cu copii cu tulburări de spectru autist, cât și ale adulților cu acest tip de diagnostic, la ședințe de psihoterapie clinică, de psihopedagogie specială, fie de logopedie. 135 de lei va deconta Casa de Sănătate Vâlcea pentru fiecare ședință de psihoterapie, psihopedagogie specială sau logopedie. Prin acest program de sănătate se vor deconta lunar până la 42 de ședințe de terapie. Casa va deconta în acest context 40 până la 42 de ședințe pe lună, durata unei ședințe fiind de 50 de minute, tariful unei ședințe fiind de 135 de lei. Ce aș dori să precizez de asemenea și este un lucru îmbucurător pentru noi, pentru pacienții cu acest diagnostic din județul nostru și accesul lor la terapiile specifice tulburărilor de spectru autist, este că suntem în demersuri foarte avansate pentru a putea încheia contract cu doi furnizori care ni s-au adresat și ale căror criterii de eligibilitate pentru includerea în acest program vor fi verificate chiar în zilele următoare, săptămâna aceasta, ulterior făcându-se demersurile de solicitare de finanțare de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru a putea încheia contractele și pentru ca părinții copiilor și respectiv persoanele cu tulburări de spectru autist să beneficieze de aceste ședințe extrem de necesare. Noi sperăm din tot sufletul ca începând cu 1 februarie să reușim acest lucru, dar sunt o serie de demersuri care nu depind de noi. Noi facem tot ce este posibil pentru a rezolva acest lucru în timpul lunii ianuarie, pentru ca la 1 februarie să poată beneficia. Este un ajutor foarte mare pentru ei. La nivelul anului 2022, în județul Vâlcea, erau înregistrați oficial peste 370 de copii cu autism. În realitate, în județul Vâlcea sunt mult mai mulți copii cu nevoi speciale.